După o pauză de un an cauzată de pandemie, Bucovina Motorfest revine cu forțe proaspete între 6 și 8 august pe platoul din fața cetății de scaun a Sucevei. Se adună prieteni vechi și noi, se ascultă muzică de calitate în compania unor trupe celebre și, nu în ultimul rând, se garantează distracție și voie bună la tot felul de concursuri între motocicliștii abia coborâți de pe motoare. Pentru doritorii care vor să experimenteze traiul la cort, există spațiu de campare dotat cu dușuri și toalete. Chiar dacă biletele au fost puse în vânzare dinainte la prețuri preferențiale pentru persoanele care nu au reușit să achiziționeze brățările de acces online, mai sunt câteva disponibile în ziua concertului. Accesul se va face vineri, începând cu ora 17 și sâmbătă de la ora 14. Pe scenă, vineri, urcă 99 Degrees, Bucovina și Cargo, iar sâmbătă, Odisei, Urma și Alternosfera. Iar cei care doresc să plece cu și mai multe amintiri de la Bucovina Motorfest și își cumpără tricoul festivalului vor participa la tombola pentru unul dintre premiile oferite de sponsori. Un motor custom Yamaha, o chitară Yamaha Revstar Maya Gold semnată cu autografele tuturor trupelor participante, un curs auto categoria B sau un abonament lunar la sală. Accesul publicului la eveniment se va face conform reglementărilor în vigoare pe baza certificatului de vaccinare după 10 zile de la finalizarea schemei complete. A unui test real-time PCR cu rezultat negativ numai vechi de 72 de ore, a unui certificat pentru un test antigen rapid numai vechi de 24 de ore, dar pot participa și persoanele care fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi după confirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2. Pentru cei care vor să participe la eveniment, dar nu au apucat să se vaccineze, au posibilitatea să se testeze rapid la intrare contra cost.